În Bulgaria, la Rusia, a avut loc o competiție de judo la care au participat și sportivii de la CSM Ioveni, evidențiat Rusu Tonel, acesta obținând medalia de aur, precum și Stanciu Daniel, medalia de argint. Aceasta a fost, de altfel, ultima competiție pe plan internațional pentru sportivii pregătiți de Virginel Popescu. Duminica a avut loc și Cupa Moș Nicolae, această competiție fiind găzduită de Sala Sporturilor din Pitești. Au participat 105 copii, cu vârste cuprinse între 11 și 6 ani, de la cluburile CSM Ioveni, CSM Pitești, CSM Câmpul Lung, PSP Pitești și CSM Voinicelul Rapid București. La Under 11, categoria 50 de kg, pe primul loc s-a clasat Daniel Radu, de la CSM Ioveni. De asemenea, la Under 13, tot la băieți, Eduard Petrescu a ocupat prima poziție la categoria 27 de kg. Sportivii se vor mai pregăti până pe data de 24 decembrie, după care va urma o vacanță până pe 6 ianuarie. Va fi o perioadă mai scurtă de vacanță și nici nu se va face vreun cantonament, având în vedere că vor începe competițiile chiar în prima lună anului viitor.